Au început problemele. Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Amatori Prahova a primit prima sesizare. În Braz, Pol și Mistreț au dat iama în culturi, distrugându-le. În perioada însămânțatului porumbului apar primele 10 zile până porumbul plântuța face maxim 8 cm, apar problemele cu mistreții. Avem deja o semnalare, se pare, substanțială în zona Brazi. O societate comercială ne-a semnalat acest lucru. Am trimis paznicul de vânătoare și colegii din zona, alți paznici, să supravegheze, oarecum să îndepărteze mistreții din acea zonă. Afectată este o suprafață de cultură de porumb. O sarcină importantă revine și proprietarului terenului sau arendatorului în cazul ăsta, care în principal trebuie să asigure paza acestor culturi. Deci noi nu vom putea niciodată în județul Prahova cu un paznic de vânătoare la circa 8.000 de hectare să asigurăm paza unei suprafețe. Deci paza e în principal a dumnealor, iar noi ca obligație avem asigurarea hranei în perioada asta, îndepărtarea lor atunci când apar probleme de genul ăsta. Membrii AJVPS atrag atenția proprietarilor de terenuri agricole că dacă nu asigură paza culturilor, nu pot primi despăgubiri în cazul unor distrugeri cauzate de mistreți. O soluție ar fi, spun vânătorii, montarea unor garduri electrice.